Persoanele din viața unui creștin, Sfântul Ocrotitor, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a treia. Cine sunt sfinții? Sfinții sunt oameni ca și noi. Unii au devenit prieteni lui Dumnezeu încă de mici, alții la vârste mai înaintate. Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Înseamnă să-L asculți, să te comporți așa cum i-ar plăcea lui Dumnezeu să te comporți? Dar oare noi putem fi prieteni cu sfinții? Tuturor la botez Dumnezeu ne dăruiește un înger păzitor, iar după botez fiecare creștin primește ajutorul acelui sfânt în cinstea căruia a fost numit. Acesta poate fi un apostol, un mucenic, un cuvios sau un călugăr, etc., care ne păzește de toate relele, neplăcerile sau nenorocirile. Un mijlocitor și un rugător pentru noi în fața lui Dumnezeu. Deci spunem că sfântul al cărui nume îl purtăm este sfântul nostru ocrotitor. Cum aflu dacă numele meu a fost purtat și de un sfânt? Ne putem uita în calendarul creștin ortodox pe care îl avem acasă sau cel de pe internet. Putem căuta creștin ortodox calendar pe internet, ni se va deschide cu prima adresă exact cea pe care o căutăm noi. Este un site de încredere. Apar lunile anului și la fiecare lună în jos aici observați toți sfinții. Am ales Sfântul Ioan Botezătorul, ați observat, merg înapoi, pot să dau pe Sfânta Muceniță Tatiana. Merg în noiembrie și aleg soborul Sfinților Mihail și Gavril. Apoi poate vreau să caut ceva despre Sfântul Apostol Matei. Și procedez așa pentru fiecare lună. Mai există o posibilitate să intrăm pe un alt site, Doxologia se numește. Aici avem pagina de început și căutăm în cuprins calendarul ortodox. Veți observa și aici în partea de sus lunile anului. Alegem decembrie de data aceasta. Se va deschide pagina. Aleg Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Și la mine se deschide într-o fereastră separată. Mă duc înapoi, pot să iau Sfântă Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș. Și avem atât icoana cât și câteva cuvinte despre acești sfinți. Interesant este pe acest site că avem un sinaxar. Sinaxar înseamnă viețile sfinților. Aici avem sinaxar alfabetic. Imediat ajungem și acolo, uitați-l aici. Asta înseamnă că toate numele de sfinți sunt puse, ordonate, în ordine alfabetică. Prin urmare, alegeți litera numelui pe care îl căutați și acolo vă apar toate. Nu e necesar să alegeți, uitați, apare Sfântul Apostol Narcis, nu este necesar să alegeți litera, puteți pur și simplu să derulați în partea de jos. Și veți observa că după litera N, iată aici avem Nectarie, Sfântul Cuvios Nectarie, de pe 17 mai, observați, după litera N va începe o listă cu O. Exercițiu. Descoperă cum se numește sfântul al cărui nume îl porți și la ce dată este sărbătorit. De exemplu, eu mă numesc Andrei, sfântul ocrotitor al cărui nume îl port este Sfântul Apostol Andrei. Este sărbătorit pe 30 noiembrie. Dar de ce ne rugăm Sfântului Ocrotitor? Sfântul Siluan spunea că sfinții știu necazurile noastre și aud rugăciunile noastre fierbinți, nu ne uită și se roagă pentru noi, căci văd suferințele oamenilor pe pământ. Domnul le-a dat un atât de mare har
încât ei cuprind cu dragostea lor toată lumea. Exercițiu. Caută informații despre Sfântul tău ocrotitor și povestește colegilor ce ai învățat de la el.